la partea a doua a conferinței de presă de astăzi. Așa cum spuneam anterior, astăzi Clujul găzduiește și astăzi Clujul găzduiește Liga Aleșilor Locali USR și avem primari, viceprimari, vicepreședinți de Consiliul Județean, consilieri locali, consilieri județeni veniți, peste 170 de persoane veniți la Cluj în acest weekend și vrem să știți direct de la noi faptul că USR la primărie face treabă, USR în administrația publică locală face treabă și, cum ziceam anterior, valul reformator în administrația publică vine de la acești oameni și de la colegii noștri care acum sunt în cadrul panelurilor de la Liga Aleșilor Locali, adică aleșii USR. Și nu vreau să vă spun eu că suntem cei mai cool, ci vreau să invit pe primarii noștri să vă spună personal. Și pentru că este luna martie, luna femeilor, aș vrea să încep cu doamnele și o invit pe Camelia Bertea, primar la Victoria, județul Brașov, să ne prezinte ce a făcut pentru comunitatea ei în ultimii 2 ani. Camelia, te rog. Bună ziua și mă bucur că mă aflu la Cluj, mă bucur că mă aflu alături de colegii mei. Provin dintr-un orășel mic, e un orășel de munte care se află la poalele munților Făgăraș. Și așa cum spunea Geo Boza, pe care eu îl admir foarte mult, chiar dacă condițiile sunt vitrege acolo, chiar dacă este nevoie de foarte multă muncă, suntem binecuvântați că ne aflăm la poalele munților Făgăraș. Din punctul meu de vedere, este cel mai frumos orășel dintre orașele mici din România. Vă invităm cu drag acolo să vedeți ce am făcut. Suntem o populație mică, de 8.000 de locuitori. Avem colegi inimoși, extrem de implicați. Iar faptul că în acest oraș, noi am reușit, ca în anul 2021, să redeschidem un spital de stat, spitalul care a fost închis în anul 2011, cred că este una dintre cele mai mari realizări pe care le-am făcut. Acest spital va fi dotat, sunt câștigate finanțări și semnate contracte de finanțare pe ambulatoriu, o să avem aparatura cea mai modernă în acest spital, sunt semnate contracte de eficientizare pentru el. Avem contracte semnate în total de peste 24 de milioane de euro care n-au fost în Victoria în ultimii 35 de ani la un loc dacă le adunăm. Eficientizăm de asemenea școlile, investim în ele, am reușit să terminăm o grădiniță, am reușit să ne implicăm în toate domeniile, începând de la mediu, unde am reușit să evităm infringementul și am închis groapa de gunoi. Eu cred că reușim să facem foarte, foarte multe și putem face și mai multe dacă avem alături de noi oameni implicați, așa cum sunt colegii mei, dacă vă alăturați nouă și cred că va fi din ce în ce mai bine. Mulțumim foarte mult! Și un aspect pe care aș vrea să-l punctez, avem situații diferite ca în orice administrație. Avem primari care au consiliul local, au putere în consiliul local, avem primari care nu au putere în consiliul local, avem consilieri în UAT-uri în care nu avem primari. Totuși să nu uităm faptul că acolo unde s-a votat un primar USR sau unde s-a votat un primar PNL, cetățenii au dat acest vot tocmai pentru ca PSD să nu fie la putere. Și ce se întâmplă în ultima perioadă cu această coaliție anormală se răsfrânge automat și în ceea ce privește majoritățile din Consiliul Local. Totuși, noi la Cluj-Napoca avem un primar care are o majoritate consistentă în Consiliul Local și cu toate acestea cetățenii sunt nemulțumiți pe marile proiecte de infrastructură și pe diferite aspecte, în ciuda acestor condiții. Mai departe, aș vrea să o rog pe Clotilde Armand să ne prezinte ce a făcut în ultimii 2 ani la sectorul 1. Bună ziua! Sunt foarte fericită să fiu aici la Cluj pentru a vorbi de primarii useriști. Primarii din USR sunt foarte performanți. Și din acest motiv, coaliția PSD-PNL nu mai poate să facă ce facea până acum în multe comunități, cum este comunitatea sectorului 1, să fure, să își respecte interesele transpartinice, să dezvolte în mod total haotic orașul după interesele unora, nu mai pot să facă acest lucru. Și ce a ales
Care este drumul ales de coaliția PSD-PNL în aceste comunități? Este să se răzbună. Se răzbună asupra cetățenilor care sunt nevinovați. Nu votează investițiile, nu votează bugetele. Asta este lucrul cel mai dăunător pentru comunitate. Nu permite aceste dezvoltări de care are nevoie orașul. Această răzbunare are un impact și ne este foarte greu să le explicăm cetățenilor, pentru că cetățenii cu care îl întâlnesc în stradă nu înțeleg. Spun, da, un vot pentru comunitate, de ce să nu dea? Da, această coaliție sabotează comunitățile locale. Este un adevărat sabotaj de care trebuie să fim conștienți. Nu trebuie să fim naivi cu ce se întâmplă. Dar totuși, primarii noștri, cum am început, sunt foarte performanți. Dacă n-ar fi, nu s-ar întâmpla această opoziție din partea coaliției, din partea tuturor instituțiilor statului, care nu sunt pe partea noastră. Sunt performanți și reușesc să nu numai să facă toate lucrurile de care avem nevoie pentru siguranța rutieră, pentru reabilitarea blocurilor, pentru asfaltare, pentru toate aceste mici investiții și mari investiții pentru care luptăm și care se văd în străzile noastre. Primarii noștri sunt implicați în comunitate, cetățenii au cu cine să vorbească. Se pot întâlni cu ei, pot vorbi de problemele lor. Asta este ceva nou. Avem comunități care se pot dezvolta. Cetățenii, așa am început când am discutat cu jurnaliștii, de ce aici la Cluj? Pentru că la Cluj avem o comunitate care este implicată. Și la București există acest lucru, dar Cluj a avut niște comunități pe partea civică care mereu au fost alături de cei care au vrut să facă ceva cu acest oraș. Și din acest punct de vedere, clujenii sunt un exemplu pentru toată România. Degeaba facem o politică altfel și nu ne ducem spre interesele coaliției, dar fiecare vrea ceva, o dezvoltare imobiliară, un contract. Fiecare vrea ceva din Consiliul Local pe partea PSD-PNL. Dar noi nu asta ne dorim. Ne dorim o politică pentru cetățeni și care se vede. Ne dorim ca cetățenii să vadă ce se întâmplă. Nu vrem să rezolvăm în spate lucrurile așa cum se facea până acum. Vrem să le rezolvăm în față și pentru asta avem nevoie de o comunitate care vede, care se implică, care înțelege ce se petrece în Consiliul Local. Și această comunitate există la Cluj. Și pentru asta salut acest oraș și cetățenii lui. Atâta timp cât cetățenii nu se vor implica, sau nu se vor implica destul, și spun, politicienii trebuie să rezolve, lucrurile se vor rezolva în spate, în loc să fie totul transparent în față, așa cum ne dorim, pentru cetățeni, fără sabotaj, fără răzbunare, din partea celor care nu mai primesc personal, ca să spun așa. Mulțumesc mult! Să aveți încredere, primarii noștri sunt performanți și din acest motiv nu sunt susținuți de coaliția PSD-PNL. Mulțumesc! Câteva întrebări se pot pune? Lasă-te la final. Și vorbeam în prima parte a conferinței de presă de faptul că era întrebarea ce ne lipsește ca să avanseze proiectul metroului sau proiectul centurii metropolitane și am spus și atunci o reiterează pasiunea. Trebuie să vrei să faci asta, să te trezești dimineața cu gândul ce mai fac pentru proiectul acesta, ce mai fac pentru proiectul acela. Și aici trebuie să recunosc că m-a cucerit pe deplin pasiunea cu care Elena Lasconi transformă Câmpul Lung Muscel și vreau să vă dau ocazia să vă cucerească și pe voi. Păi vezi, asta e frumusețea vieții. Servus Cluj, că eu nu propun să cuceresc. Atunci când îți propui
înseamnă că ai o strategie, că ai niște măști pe care le folosești. Cel mai important lucru este să fii autentic, din punctul meu de vedere. Mie îmi place Clujul. E inima Ardealului și sunt ardeleancă. Dar vă dau un exemplu. Am venit aseară la Cluj și era extrem de aglomerat. Și e dovedit științific că oamenii care petrec mult timp în mașină sunt oameni nefericiți. Am văzut în continuare garaje. Eu am demolat aproape toate garajele din câmpul. Ideea e că am văzut și această clădire, care cred că este privată, este o investiție privată. Am intrat aici și m-am simțit ca în străinătate. Arată foarte bine clădirea asta. E adevărat că e important să ai infrastructură. E important să torni asfalt. E important să faci eficientizare energetică, la blocuri, la școli, peste tot. E important, uite, de exemplu, am depus un proiect acum o lună pentru o extindere canalizare în Câmpul Lung. Ca să vă faceți o idee, în 71 de ani s-au făcut 95 de kilometri de canalizare în Câmpul Lung, prima capitală a țării românești, și eu am depus un proiect de 40, deci 95 de kilometri în 71 de ani, și într-o lună am depus un proiect pentru 40, ca să nu mai avem nicio problemă cu canalizarea. Dar eu cred că suntem într-un moment în care ar trebui să schimbăm mentalități. Și eu asta îmi doresc. Când am copilărit într-o familie foarte săracă, dar am fost extrem de fericită. Ne iubeam și am învățat de la bunica mea ce înseamnă iubirea de aproape. Și casa noastră era permanent plină de oameni. Bunica îmi spunea că, mamă, casa în care intră oameni mulți e o casă de oameni buni. Sunt importante toate lucrurile astea materiale, dar eu îmi doresc să fiu primar într-un oraș fericit. Îmi doresc să văd oameni cu zâmbetul pe buze. Îmi doresc să existe spații verzi în care oamenii să socializeze. Îmi doresc ca oamenii să meargă mult pe jos sau cu bicicleta, pentru că este foarte importantă interacțiunea interumană. Stăm toată ziua pe telefon, ne-am înstrăinat, suntem poate posedați de rețelele sociale, unde vedem factori de depresie din punctul meu de vedere. Vedem femeile perfecte, cuplu perfect, mâncarea perfectă, totul este perfect și nu e nici pe departe așa. Este doar o iluzie. Deci prin tot ceea ce fac la Câmpul Lung, și știu că fac și colegii mei asta, vreau să unesc comunitatea, pentru că mai bine de 30 de ani s-a urmărit cu bună știință dezbinarea acestui popor. Un popor dezbinat este un popor ușor de controlat. Un popor care este unit, și asta îmi doresc să fac începând de la Câmpul Lung, este un popor puternic. De asta avem nevoie în România. De un popor puternic, pentru că doar așa nu vom mai avea o altă Românie atât de mare dincolo de granițele țării. Acolo unde se află și fata mea. Și dacă prin ceea ce fac la Câmpul Lung, Mușcel, aș putea să aduc măcar un român acasă, înseamnă că am făcut o treabă a naibii de bună. Mulțumesc! Dar continuăm cu președintele Ligii Aleșilor Locale la nivel național, primarul Bacăului, Lucian Stanciu Vizite. Mersi, Oana. Bună ziua tuturor. Da, suntem la Cluj, peste 150 de aleși locali, USR de toată țara, să învățăm unii de la alții bunele practici în administrație. De ieri până astăzi înțeleg că administrația clujeană s-a străduit foarte mult, astfel încât mașina să fie cel mai bun prieten al clujeanului. Pentru că trebuie să-ți placă foarte mult mașina ta, să petreci zilnic 2 ore în mașină, în trafic, și la ce prețuri la chirii sunt aici, pare uneori mai rentabil să și dori o mașină. Așa că cei care sunt
supărați că trebuie să petreacă atâta timp în trafic, invit să arunce un ochi spre municipiul Bacău. Municipiul Bacău, care este o localitate de 15 minute, adică oriunde ai locui, ajungi în 15 minute, oriunde ai nevoie. Fie la teatru, fie la școală, fie la bazinul de not olimpic. Cu mașina, cu transportul public și de la sfârșitul anului și cu bicicleta. Pentru că suntem în curs de a construi 23 de kilometri de piste de bicicletă, dar nu vopsită, ci în siguranță și durabilă. Implementăm sistemul de management a traficului care va prioritiza transportul public, deci timpul de a ajunge oriunde îți dorești va scădea și mai mult și va fi, bineînțeles, și ecologic. Pentru cei care au familii sau vor să-și temeze o familie, vă anunț că în urma eforturilor pe care le-am depus în ultimul an și jumătate, municipiul Bacău este primul municipiu din România recunoscut ca localitate prietenă cu familia la nivel european. Și anul viitor, dacă facem tot ce trebuie, UNICEF ne va acorda și titlul de localitate prietenă cu copii. Pentru antreprenori, cei care vor să construiască ceva, pot ști că în municipiul Bacău un certificat de urbanism îl obțin 3 zile, iar o autorizație de construire în 7 zile. Fără șpagă, fără a vorbi cu primarul, ci pur și simplu online. Pentru că toate procesele pe care le faci cu primăria, orice vrei să obții, le pot face din confortul casei tale, de pe telefonul mobil. O să stai la cafenea și să-ți plătești taxele și impozitele, să obții autorizație de funcționare sau să faci o petiție. Și poți să vezi în timp real petiția ta, că este publică, ce funcționar se ocupă de ea și cât timp durează rezolvarea acestei petiții. Deci sunt câteva dintre lucrurile pe care le-am făcut într-un an și jumătate în municipiul Bacău, dar dintre toți primarii noștri, eu cred că sunt cel cu cele mai puține rezultate. Avem în spate o echipă de care sunt mândru că sunt alături și vă invit să ne urmăriți, să vedeți că până la finalul mandatelor vom transforma cu adevărat localitățile noastre. Vă mulțumesc! Înainte de întrebări, ultimul speaker, mai aproape de noi, din județul Alba, din Alba Iulia, Gabriel Preșa. Mulțumesc! Sărmâna, bună ziua! E onoare și un privilegiu să mă reîntorc la Cluj, aici unde practic singurii ani de care ne-am petrecut în orașul natal, în Alba Iulia, anii studenției au fost și nu-i voi uita niciodată. Suntem doar la 100 de kilometri, dar pentru mine Clujul este al doilea oraș, așa, din punct de vedere sufletesc, după Alba Iulia. Da, suntem mulți dintre noi noi în conducerea administrației unor orașe, sectoare ale capitalei și comune din România. Dar cred că fiecare, dacă am avea și ar avea timpul să spun aici, ați constata că au adus un plus și un nou în ceea ce privește administrația locală. La Alba Iulia, orașul de suflet și capitală de suflet a românilor, sigur că lucrurile merg înainte. În 2 ani jumate am reușit să depunem proiecte pe fonduri nerambursabile de aproape 160 de milioane de euro, din care peste 56 de milioane de euro sunt semnate deja ca și contracte. Construim primele două creșe după 12 ani de la construcția ultimei creșe. Construim primul bloc de locuințe sociale după 14 ani de la darea folosință a ultimor locuințe sociale. Avem proiecte majore pe mobilitate urbană de peste 40 de milioane de euro nerambursabili și alte milioane bune cu finanțarea noastră a orașului. Am depus pe toate axele posibile și pe toate finanțările de pe PNRR. Practic, într-adevăr, nu reușeam aceste lucruri fără acești bani nerambursabili care vin de la Uniunea Europeană. Dar nu ne-am oprit aici și pe programul de finanțare Angel Saligny și pe tot ceea ce, pe grantul norvegiene și elvețiene, tot ceea ce am putut să luăm ca și finanțări, am accesat. În afară de ceea ce cunoașteți dumneavoastră despre Alba Iulia în general, despre zona istorică și despre moștenirea culturală istorică pe care o avem, orașul trebuie să aibă și comunitatea trebuie să aibă o calitate a vieții ridicată. Tocmai de aceea am dat drumul și am votat în urmă cu 2 luni de zile puzul pentru noua zonă economică.
aflată între cele două puncte de intrare și ieșire pe autostradă, nodul de Sucilor, nodul de nord a orașului. Va fi o zonă care se va dezvolta economic, deja avem solicitări, avem beneficiul de a fi legați cu autostradă spre vestul țării, de aproape, dacă se va rezolva și porțiunea, ultima porțiune spre Târgu Mureș, de trei aeroporturi aflate la o oră jumătate distanță, Sibiu, Cluj, Târgu Mureș, culoarul 4 feroviar care este modernizat. Deci premisele economice a orașului sunt bune. Sigur, să ne aflăm între doi poli de dezvoltare puternici, cum e Clujul și Sibiu, dar avem ambițiile noastre și tocmai problemele pe care le întâmpină Clujul și de care au vorbit, de care au spus antevorbitorii mei, ne dau curaj, pentru că sunt multe familii de la Cluj care au venit și au discutat, care vor să-și ia proprietăți și să se mute în al doilea, mai ales cei din domeniul IT-ului, care nu sunt neapărat legați de un birou sau de un loc, și care vor să vină pentru că consideră orașul mai liniștit și mai prietenos din acest punct de vedere. Sigur, ar fi foarte, foarte multe să vă spun. Eu vă invit și întotdeauna fac acest lucru la Alba Iulia, ori de câte ori puteți să veniți. Cred că vom putea să ducem tot ceea ce ne-am propus în campania din 2020 înainte. Nu este ușor, suntem oarecum izolați, suntem în opoziție politică, avem prefecturi și consilii județene care sunt la putere, iar noi suntem în opoziție, dar avem consilii locale care de multe ori, cum este și la Alba Iulia, nu avem măcar o majoritate simplă acolo, dar uzăm de toate calitățile noastre pentru a face și aduce un plus vieții comunității. Vă mulțumesc pentru onoarea și privilegiul de a vorbi în fața dumneavoastră. Sunt convins că oricare din colegii mei de aici ar fi avut lucruri mai multe și mai bune decât mine de spus. Și închei prin a vă transmite următorul mesaj. Sunt convins că primarii USR, care nu sunt mulți la număr în această țară, vor fi un model de administrație în 2024. Vă mulțumesc! Și iată, aceasta este atitudinea și aceasta este dorința și așa se poate reforma administrația. Cu astfel de oameni care sunt primari USR, consilier local USR, consilier județeni USR, viceprimar, vicepreședinți de consiliu județene USR și în viitor și președinți de consilii județene, Doamne ajută. Mai departe vă rugăm întrebările dumneavoastră. Și cu o precizare, avem reprezentanți și din mediul rural, din toată țara și întrebările pot să vizeze orice fel de aspecte avem. Toată lumea poate să răspundă cu privire la orice fel de aspect, inclusiv pe rural și teme de interes. Mihai Bacalor, publicația Muzica Instanțelor. Am mai multe curiozități, pe mai multe paliere. E greu fiind în administrație. Am cea mai importantă, că ziaristă, sau mă rog, vedeam cum mai sunt, câte chioșcuri de presă ați demolat dumneavoastră în orașele noastre. Acum sunt tentat să vă întreb, comparativ cu locul în care trăim, la Cluj, au mai rămas câteva chioșcuri de presă. Noi suntem unii care încă mai credem în presă. Am crescut cu tipar, chiar și am prins și plumbul, încă mai credem în presa tipărită. Aș fi curios dacă la dumneavoastră, în localitățile care sunt, se construiește tot așa, cumpăr o casă, o demolez și fac un bloc. Cum puteți vedea aici peste drum? Ați zis că mai ce imobil impunător, să vedeți aici peste cea care pornește, s-a demolat o căsuță și este un bloc. Și a treia curiozitate preliminară, cum stați în sondaje? Mai aveți speranțe pentru al doilea mandat? Cine dorește, adică, ok, mă gândesc că nu mai aveți multe chioșcuri de presă. Eu pot să vă zic de la mine, existau chioșuri de presă abandonate de zeci de ani pe domeniul public și le-am ridicat de acolo. Dar nu cred că niciun coleg a demolat un chioș de presă care era funcțional. Legat de rechini imobiliare, în localitățile noastre
s-au cam dus așa spre fundul oceanului. Și aici o să vă spună și colega mea, Clotilde Armand, de sectorul 1, există o presiune acerbă în acest domeniu. Legat de sondaje, am văzut că PSD și PNL se uită des la aceste lucruri. Momentan noi ne concentrăm pe ce avem de făcut pentru cetățeni. Mai este un an de zile până la campanie. Unii se mai interesați de propriul lor procent. Noi ne suntem interesați să facem treaba în care am fost ales de primări. Mulțumesc. Dar ce înseamnă oraș prietenos cu familia care stă în copii? Ok. Cu copiii suntem într-un proiect comun alături de UNICEF. Avem o strategie pusă la punct pe care o derulăm și la sfârșitul acestei perioade, în sfârșitul anului acesta, UNICEF ne evaluează și dacă îndeplinim toate criteriile din standardele lor, ne acordă acest titlu de oraș prieten copii. Asta ce înseamnă? Înseamnă am înființat un consiliu consultativ al copiilor, unde copiii și-au ales reprezentanții, se întâlnesc cu mine periodic și spun ce doleanțe au. Discutăm și voința și dorința lor se transpune în proiecte de hotărâre, în alocări de buget sau în diverse reglementări. Și cu familia? Cu familia există o asociație la nivel european care ne-a recunoscut acest titlu ca urmare a pașilor făcuți în ultimul an și jumătate, reprezentând o strategie de dotare a școlilor, de reabilitare a lor, o strategie de modernizare a locurilor de joacă, strategii și politici sociale pentru familii numeroase, pentru familii monoparentale. Și suntem într-o rețea de municipii care au același scop de a face localitatea lor prietenă cu familia. Și în această rețea europeană de localități împărtășim bune practici, astfel încât familia să aibă un mediu cât mai prietenos să se dezvolte. Vă stă bine acolo în față. Îmi vreau să înțeleg care e pilda pe care o dați Clujului. A spus de 15 minute de traversat Bacăul cu mașina, mă gândesc. Cu mașina sau da. Cu transportul public, da. Ok. Clujul e de 4 ori mai mare ca suprafață. Ce ar trebui să înțelegem noi? Dar sigur că e o practică europeană asta să lăsăm mașina acasă, ce cu transportul public, cu mijloace alternative. Ce ori să înțelegem noi că e de 4 ori mai mare? Ca da, există orașe și mai mari, cum este Clujul, care au totuși politici publice care le asigură o mobilitate facilă locuitorilor. Oricât de mulți bani ar atrage primarul actual la Clujul, oricâte clădiri publice ar face, oricâte infrastructură ar reabilita, atâta timp cât calitatea vieții clujenilor nu se îmbunătățește, este degeaba. Pe cine încălzește faptul că pe trece am făcut un calcul? Dacă ar fi Cluj un oraș de 15 minute, față de cum este acum 2 ore aproximativ, ar însemna o lună și jumătate de timp pe care l-ai petrece cu familia, copiii, cu bunicii sau pur și simplu de relaxant, în loc să le petreci în mașină. Până la urmă, scopul, cred că, oricărui primar este să îmbunătățească calitatea vieții. Și a măsura cât timp ai la dispoziție liber să petreci, cum îți dorești, cred că este un indicator foarte bun. O lună și jumătate pe viață, pe an? Pe an. Am calculat o oră 45 de minute, care le salvezi, înmulțit cu 52 de săptămâni, ori 5 zile lucrătoare. Și atât este economia de timp care îi face, dacă ar fi politici publice care ar facilita să nu stai în trafic 2 ore. Raportat la oraș prietenos cu familie, oraș prietenos cu copii și consilierii noștri locali, sunt la Cluj, Napoca, au depus proiect de hotărâre de Consiliul Local pentru a intra în parteneriat cu UNICEF și UNICEF a venit către administrația publică locală. Noi USR, prin consilierii noștri, am depus proiect de lege și, hotărâre de Consiliul Local și a fost respins. Ar fi bine de știut acest aspect și mai aveam două persoane care vreau să răspundă la prima întrebare. Nu mai doriți. Mi se pare o întrebare foarte interesantă despre chioșurile de presă. Eu personal am fost oficial primarul cel mai linșat de presă aliniată, da? De presa de televiziune, nu de presa scrisă. Eu cred că avem tot interesul să susținem presa liberă și așa ne dorim, o presă liberă. Suferim foarte mult de aceste linșaje presei cumpărate de interesele
transpartinice de care vorbeam mai devreme. Așa că vedeți un noi, un susținător necondiționat a presei libere. Chioșcurile, bineînțeles că presa liberă este și pe internet, și pe chioșcuri. Evident că susținem chioșcurile. Noi ce vrem este niște străzi în care pot circula, fără mașini și fără comercianți ambulanți care ocupă tot trotuarul. Un chioșc decent de presă liberă este extrem de binevenit, bineînțeles. Atunci asta era prima dumneavoastră întrebare. Și a doua era despre casele de patrimoniu care sunt demolate. Asta e subiectul nostru. Se cumpără o casă, se face un bloc. Oriunde în Cluj, suntem, puteți găsi, da. Chiar acum... Bine, mereu am avut impresia că Cluj a știut să... să aprecieze patrimoniul pe care l-a moștenit, care este un patrimoniu de mare valoare, da? Și că identitatea orașului e un lucru pe care e considerat de mare preț. Pentru mine chiar Cluj este un exemplu. Evident, mereu sunt oameni care nu înțeleg acest lucru și nu trebuie să găsească înțelegere la nivel de autoritățile locale. În București, lupta este acerbă din acest punct de vedere. E un fenomen recent care se întâmplă. Până acum, dezvoltările erau mai mult în afara orașului sau în zonele limitrofe și acolo era lupta ca să nu fie o densitate a populației nerezonabilă pentru oamenii care vor locui în aceste blocuri. Da? Indicatorii urbanistici trebuie respectați, nu putem să avem sute de apartamente într-un spațiu, fără spațiu verde, fără loc de parcare, fără loc de respirat. Și asta a fost lupta. Acum, oamenii nu mai doresc, sau oamenii mai care au o disponibilitate financiară mai mare, nu mai doresc să fie în afara orașului, vor să fie în mijlocul orașului. Și atunci este o presiune imensă pe casele de patrimoniu din cartiere de case, da? Care au acest stil extraordinar pe care îl avem în România, care a fost construit interbelic sau chiar înainte. Și este o presiune deosebită asupra patrimoniului. Exact, ați văzut, un subiect al discuției a fost mereu traficul. Sunt mulți oameni care acum își dau seama că e mai bine, de fapt, dacă poți să locuiești în centrul orașului. Și-au dat seama și ei de un lucru care e deja la Paris, de exemplu, e cunoscut. Bun. Și numărul de case este limitat, da? Și casele sunt foarte scumpe. Și atunci, soluția cea mai ușoară este să cumperi o casă nerenovată, frumoasă, dar nerenovată, care nu este suficient de protejată de stat și în locul ei să faci 10 apartamente și gata, ai făcut o afacere foarte bună. Rolul nostru este să protejăm acest patrimoniu și cred că în justiție lucrurile evoluează, nu numai că e rolul nostru, este și rolul sistemului judiciar. Judecătorii înțeleg din ce în ce mai bine, ca și noi, că toată lumea pierde dacă pierdem o casă de patrimoniu, nu doar cel care este proprietar, toată lumea, tot orașul, toți românii de fapt pierd când ne pierdem identitatea. Da? La nivel de primărie, e o revoluție care s-a operat pe mandatul meu în primărie. Au plecat 12 arhitecți care aveau o altă părere despre ce este patrimoniu și despre ce înseamnă dezvoltare urbanistică și ce înseamnă să lucrezi pentru comunitate și nu pentru niște dezvoltatori. Au venit alți arhitecți care respectă legea și respectă interesul comun. Vorbeam de sistemul judiciar pentru că autorizațiile care s-au dat în trecut sunt o problemă pentru noi. În calitate de primar nu putem să nu respectăm o autorizație care a fost dată în trecut. Facem tot ce putem, dar e o autorizație de demolare, de exemplu, care a fost dată și suntem... fără instrumente, în afară de instrumentul legal, în justiție. Și asta facem. Când nu putem să atacăm altfel decât în justiție, ne ducem în justiție. Dacă mai permiteți o chestie, ați permis un festival de muzică care tot 4 nopți la rând
să deranjeze locuitorii. De care vorbiți, pentru că sunt foarte atentă la acest aspect, să știți. Antol. Vorbiți de... Un festival exterior. Da, 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 știu că și este Antol. Vorbiți de sectorul 1 sau vorbiți de Cluj acum? De dumneavoastră. Dacă dumneavoastră ați permite unde administra... A, este o întrebare retorică. Sau... Da. Bun, știți foarte bine că sunt toate câteva sunt... subiecte de care se lovește orice primar. Este interesul economic comunității versus interesul oamenilor care stau în acest oraș și vor să acceseze bulevardele sau parcurile orașului fără să trebuiască să plătească și care nu vor zgomot nocturn și așa mai departe. Deci este un compromis care trebuie făcut. Acest compromis trebuie fiecare primar să-l facă fără intervenții de orice fel, da? Trebuie el să gândească. Sunt niște, în orice oraș, sunt niște locații unde se pot desfășura aceste evenimente fără să fie niciun impact pentru impact negativ pentru comunitate. Trebuie să găsim așa. Care locul... să deranjeze fonii. Eu personal. Și alte persoane care doresc să răspundă. Doamna Armand, aș mai vrea să vă spun un singur lucru, doamna Armand. Ne puteți spune dacă aveți un proiect major care să fie rămas blocat sau care da. Nu aibă șanse să treacă până la finalizarea mandatului dumneavoastră din pricina opoziției coaliției PSD-PNL? Sunt mai multe proiecte, dar o să vorbesc de unul care și este... Și ce o să faceți pe viitor? Da, da, da. O să vă la primărie dacă nu aveți majoritate de local? Viitorul mandat o să am o majoritate, un consiliu local, nici nu se pune problema. Da? Proiectul major care acum este blocat, dar sunt mai multe, este termoficarea de la soare. Da? Este un proiect absolut esențial pentru România, de fapt, la ora actuală. E vorba de a diminua factura energetică și în același timp de a elimina poluarea de care suferim. Da? De ce avem 10 ani mai puțin de speranță de viață decât este în Occident, ci din cauza poluării. Termoficarea de la soare este un proiect foarte robust din punct de vedere tehnic, care deja are mare succes în Occident. Trebuie să facem asta aici. Sunt convinsă că în următorii ani se va dezvolta în România. Suntem primii care am făcut studiul de fezabilitate pentru toate blocurile reabilitate din sectorul 1. Este un proiect absolut extraordinar. Din acest motiv este blocat. Avem deja sute de asociații de proprietari care au votat, da? Au avut o adunare generală, trebuie două treimi din proprietari să fie de acord și mandatul este semnat pentru primar. Atunci am un mandat din partea sutelor de asociații de proprietari care s-au convins despre ce este vorba. Sunt niște pompe de căldură care se pun pe acoperiș. Aceste pompe de căldură sunt simple, iau aerul din afară, fac o separație, o despărțire între aerul cald și aerul rece. Aerul cald este trimis în casă, aerul rece este trimis afară, este un fel de aer condiționat inversat sau frigider inversat. Și aceste pompe de căldură sunt alimentate de panouri fotovoltaice. Acest sistem permite 8 luni pe an, chiar spre 9 acum, să nu ai nevoie să plătești nimic din factura ta energetică. Furnizează și apă caldă și căldură. 8 luni pe an. În Cluj, probabil că, da, tot 8 luni, în București ajungem spre 9 luni, că iernile sunt mai blânde. Da? Deci, acest sistem permite să obții o energie gratuită, nepoluantă și nelimitată și așa cu un preț foarte rezonabil. Noi plătim 90% din cost, 10% asociațiile de proprietari. Un an de zile proiectul este amortizat. Acest proiect, te rog pe asta. Haideți să mai luăm și altele. Pentru primarii din orașele mari, mă interesează să aflu dacă planurile urbanistice generale sunt aprobate în aceste orașe și dacă cadastrarea localităților este făcută și dacă nu, dacă sunt speranțe ca până la încheierea mandatului să predea sau să-și încheie mandatul cu o situație de urbanism și cu cadastrare foarte clară a proprietăților, pentru că acesta este primul pas de lăturarea corupției în afacerile imobiliare. O să încep cu al doilea, deși un oraș mediu, nu e un oraș mare.
Planul urbanistic general expiră anul viitor. Am început să luăm avize și munca pentru un nou plan urbanistic general. Sigur, este și nevoie. Iar din punct de vedere al cadastrării, da, deja câteva cartiere le-am cadastrat și sper că până la sfârșitul primului mandat, zic eu, să termin acest lucru. Este mult așteptată de populație cadastrarea și cred că trebuie să depunem eforturi pentru că ne rezolvă o grămadă de alte probleme care în trecut ne era mult mai greu să le rezolvăm. Mulțumesc! Toți facem acest lucru. Deci nu aveți niciunul la ora actuală un plan urbanistic general aprobat de Consiliul Local. Avem? Nu vorbesc. Nu, păi n-ai cum. Durează 4 ani de zile de când ai inițiat. Păi știți situația, Pugului, Pug, planul urbanistic general din București, care este nivel de primăria generală și care acum a fost pus pe roți, da? Ne așteptăm un 2 ani să-l primim. Vorbind de cadastru, sunt foarte încântată de întrebarea dumneavoastră, pentru că este o întrebare extrem de pertinentă. Cadastru este absolut necesar să fie făcut pentru orice investiție. În București, acest cadastru nu a fost făcut. Dacă vorbesc strict de sectorul 1, avem 500 de hectare de spații verzi, avem 1100 de străzi și avem 1500 de clădiri. În momentul în care am ajuns primar, 0 metru pătrat de spațiu verde nu era cadastrat. Da? Străzile din 1100 aveam 50 cadastrate și clădirile, în mare parte, nu erau cadastrate. Și atunci am început un proiect amplu de cadastrare. Noi vrem să ajungem de la 4% cât era când am preluat mandatul, vrem să ajungem la 80% într-un mandat. Sunt niște lucruri care nu se văd, de care nu știți, dar cum ați dormit dumneavoastră noaptea dacă ați ști că apartamentul dumneavoastră nu este cadastrat? Pentru promenada verde, și știu că toți primarii se lovesc de problema asta cu cadastra, promenada verde, am început partea juridică să vedem care este situația. Zona de protecție a lacurilor este deja cadastrată de privați. Și acum ne luptăm, luptăm în instanță pentru a recupera. Străzile pe care vrem să le asfaltăm, o mare parte din stradă este deja cadastrată de privați. Trebuie să lansăm, și așa facem, un efort foarte mare de donație către primărie ca să putem să asfaltăm. Partea de cadastru este un indicator de performanță a primarilor. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Ce faceți cu bugetul pe anul acesta? Nu ați reușit încă să convingeți consilierii locali să îl aprobe. Sunt interesat dacă sunt primari din mediul rural care au proprietate, mă rog, bateuri, care au proprietate fond forestier și ar putea să-mi răspundă la o întrebare. Dacă s-a făcut cadastrarea în sistem informatic a fondului forestier, proprietatea unității administrativ-teritoriale, și dacă fondurile forestiere au fost introduse în monitorizarea electronică sau sunt tot pe hărțile vechi în care... Dacă veți reuși să faceți acest lucru, ajunge... Mircea Dea, sunt primarul Comunei Cenești, județul Maramureș. Legat de fondul forestier este o problemă pentru că avem o adresă de la Înaltă Curte prin care sunt blocate punere în posesia pădurilor, cred că de aia faceți referire, la fondul forestier, pădurile pe vechi în plasa mea. Datorită faptului că în vechile conduceri s-a predat pădurea pe genunche de pădurar, registru agricol sau orice alt angajat din direcția silvică, s-a pus amplasamentul după prietenii. E, acum a venit o adresă prin care s-a blocat acest lucru. Este în curs de elaborare o lege prin care se va debloca. La fel cum este o altă mare problemă în parte de cadastru sistematic, posesia. Diferența de suprafață de teren, ceea ce a fost cerută la legea 18, situația reală din titlul de proprietate, iar situația reală din teren măsurată prin ridicările topografice.
dar aceste probleme sunt în curs de rezolvare. Chiar ieri am avut o discuție cu parlamentari din județul Maramureș, care au promis că vor duce mesajul la București, se va pregăti ori o ordonanță de guvern, ori o modificare a legii prin care se va rezolva problema cu cadastru. În foarte multe comune este cadastru sistematic general, adică acele cadastre sistematice pe carte funciară pe toate comunele. Izolat sunt anumite sectoare, după posibilitatea primarilor și respectiv societățile de topografie care fac acest lucru. Este în curs de soluționare cadastru sistematic. Legat de fondul forestier, este o problemă gingașă, pentru că fondul forestier este stat în stat. Este o lege, un cod silvic, care e foarte greu de pătruns. Mai mult de atât, este o limită de fond forestier pe care nu atinge nimeni. Orice întâmplare, când ajungem la limita de fond forestier, ne blocăm. Dar este obligatoriu să se cadastreze. În momentul de față, dacă vrei să pui în posesie o pădure, un fond forestier, și nu este pe vechi amplasament, trebuie să scoți din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, și mai departe să dea la cetățean. Ceea ce e o mare prostie. Aici trebuie rezolvat. Mulțumesc! Bugetul sectorului 1 nu este încă votat. L-am pus deja de 10 ori pe ordinea de zi. Înainte de a-l pune în dezbatere publică, am invitat de 3 ori partidele politice să discute acest buget, înainte de a-l pune în dezbatere publică. Suntem într-o situație unde în luna aceasta nu voi mai putea să plătesc bursele copiilor, e vorba de 8 milioane de lei lunar, și într-o săptămână și jumătate nu vom mai putea să plătesc asistența socială. Se va pune o presiune mare pe Consiliul Local. Acest blocaj este unul total artificial, în detrimentul comunității. Este o bătăie de joc față de comunitate, o răzbunare, cum am spus mai devreme. Este absolut esențial ca fiecare om să-și facă datoria. Acest buget poate să accepte amendamente, bineînțeles, da? Au libertatea să depună amendamente. E un buget care este făcut pentru comunitate și va trebui votat. De ce nu ați reușit să-i convingeți? Dar ați ajuns la înțelegere cu consilieri, veți ajunge pe ei la înțelegere. Credeți că ați greșit undeva și de asta consilierii nu au votat? Ba, unde am greșit? Că împiedic afacerile transmartinice care se fac acolo de câteva zeci de ani. Încă o dată, în acest buget nu e vorba de mine, e vorba de comunitatea sectorului 1, e vorba de banii oamenilor care trebuie redistribuiți într-un mod inteligent către comunitate. Unde e vorba? Nu e, da? Sunt cetățenii nevinovați care vor suferi. Nu e vorba de mine. De ce comunitatea accesul? Tot legat de monopolizăm, tot de buget. Tot de discuție bugetul, cine suportă costul întâlnirii noastre? Aceste conferințe de presă sau a Ligii Aleșilor? Evenimentul, Liga Aleșilor Locali este un eveniment organizat de USR la nivel național, organizat de Secretariatul General și împreună cu filiala Cluj noi facilităm întâlnirea pentru că are loc la Cluj. A avut loc în mai multe locații până acum și de data aceasta noi găzduim, dar este un eveniment USR pentru aleși locali, pentru că cu toții ne dorim să avem performanță în administrație publică și lucrurile acestea se prezentesc. Secretariatul General. USR. Partidul. Dar ce dumneavoastră? Din experiență vă spun că alte partide decontau din bugetul local public. Doamne ferește, asta vă răspund. Doamne ferește. Nici măcar deplasările, stați liniștiți. Nici măcar deplasările. Nimeni nu plătește din bugetul local în plătare politică. Nu există așa. O întrebare referitoare la buget pentru toți primarii. Dacă tot vorbiți de legalitate și de performanță la administrația publică locală. Legea finanțelor publice locale prevede că bugetul pe anul următor trebuie să fie adoptat împreună cu anexele până la data de 1 iulie a anului curent, urmând să fie transmis către direcțiile finanțelor publice, iar aprobarea bugetului, definitivarea bugetului se face după aprobarea bugetului de stat.
Întrebarea mea este pentru toți primarii prezenți, dacă au elaborat vreodată mandatul lor din 2016 bugetul local al localităților lor până la data de 1 iulie anului 2020. Dacă au elaborat bugetul localităților lor până la data de 1 iulie a anului în curs pentru anul următor, așa cum prevede legea finanțelor publice locale. Proiectul de buget, nu bugetul. Proiectul de buget. E obligație legală și toți am făcut asta. Da. Proiectul de buget. Cu anexe, cu tot. Da. Bineînțeles. Evident, e obligatoriu. În momentul în care trimite și proiectul de buget efectiv cu Consiliul, acolo avem toate anexele și previziunile pe următorii 3 ani. Dar l-ați aprobat până la 1 iulie. Nu s-a aprobat nimic. Era programat. Se aprobează, da, mă scuzați. Se aclară în Consiliul local. Se aprobă. Nu intră în Consiliul local la vot, ci se elaborează. Adică la USR se respectă legea. Da, să știți că suntem riguroși, chiar dacă mulți suntem la primul mandat, cu tot ceea ce spune legea, inclusiv raportul primarului și toate le depunem la timp. Salariile? Raportul privind administrarea domeniului public și privat? Da, dar sigur, asta nu înseamnă că nu e loc de mai bine, de mult mai bine, în legea administrației locale. Sunt lucruri pe care noi ne dăm seama acum și le trimitem către Asociația Municipiilor din România, Asociația Comunelor, fiecare în ce asociație este. Sperăm din suflet să producă la nivel național o modificare a legii administrației locale. Asta cred că suntem la serviciu tuturor colegilor și poate, sigur, nu e momentul aici și nu e timpul, dar am putea foarte, foarte multe lucruri să vă spunem cât de păguboasă este în anumite, din anumite puncte de vedere această lege administrației locale. Și cu legile, și cu pensiile și acolo pe program. Asta e, deja e subiect de parlament și avem legale speciale, și speciale? Dacă nu suntem contestat. Discutăm la conferință de presă a parlamentarilor. De ce ați condiționat accesul la ședințele Consiliului local? Ați interzis accesul în primărie pentru cei care denigrează imaginea sectorului 1 și a instituției. Cine sunt mai exact aceste persoane care au interzis? Nu limitez accesul. Ce ne dorim sunt niște ședințe de Consiliu local care se pot desfășura în niște condiții decente. Ați văzut în mass media, aveți acces la toate ședințele de Consiliu Local, sunt disponibile online, sunt foarte mediatizate. Sunt publice. Nu avem nevoie de scandal în primărie. Votarea bugetului local este un lucru extrem de serios, este un lucru necesar pentru comunitate, nu este prilejul unor atacuri de nivel josnic. Da? Deci noi ce ne dorim este un Consiliu Local funcțional. Presa are acces la absolut tot ce se întâmplă în Consiliul Local și presa este... Consilierii locali pot să declare absolut tot ce doresc către presa. Presa este de fapt un... Nu pot să spun un permanent, să ar fi prea mult, dar este foarte des în fața primăriei și monitorizează de foarte aproape tot ce se întâmplă în primărie și nu are niciun fel de piedică ca să facă acest lucru. Dumneavoastră, de ce nu participați la ședințele Consiliului Local? Așa ar fi normal? Așa ar fi bine dacă totul a funcționat bine, dar dacă după 10 ori și ore și ore și ore de dezbatere tot n-a aprobat bugetul, am și altceva de care trebuie să mă ocup, da? E bine? Am avut ședință, ca să înțelegeți, am avut ședință și luni, și miercuri, și vineri, o bună parte a zilei. Eu sunt, cum am spus, am invitat partidele să discute, eu sunt mereu disponibilă pentru a discuta. Ședințele sunt aici pentru a dezbate, ca consilierii să dezbate și să pună amendamente și să voteze. Eu am și alte lucruri de făcut decât să stau
în ședințe care durează 10 ore și sunt, o, cum am spus mai devreme, o baterie de joc față de comunitate. Mulțumesc! Precum se menționa anterior, chiar răspunsând la întrebările dumneavoastră, reprezentanților și administrația publică locală respectă legea, ceea ce, mă rog, noi, ce ne confruntăm noi față de celelalte, reprezentanții celelalte partide, observăm că, la noi, că noi suntem excepția când ar trebui aceasta să fie regula. Noi vă mulțumim foarte mult pentru participare. Vizite, o întrebare. Una, două și încheiem. Dacă spuneați de bacă 15 minute, cât credeți că faci cu mașina, traversezi Clujul la orice oră, bine, până în capăt la Calea Florești, de la Podul Ira, și implicit cu mijloacele de transport în comun, vă spun eu că 30 de minute cu mașina și undeva la 15 minute cu mijloacele. Depinde când, ieri când... La orice oră. La orice oră? Da. Ieri când am ajuns vineri în jurul orei 5, am făcut de la tăietura Turcului până sus la Sunny Hill cam 45 de minute. Dar, bun, acum eu pot fi subiectiv nefiind de aici, totuși îmi doresc să petrec cât mai mult timp alături de familia mea în mașină. Dacă și dumneavoastră vă doriți, e important ca politicile publice locale să reflecte acțiuni în acest sens. Primarul de la Bacău nu știe scurtătorile, da? Bună, la urmă, mijloacele de transport în comun, exact. Să fie prioritizate, da. Dar și asta. Foarte bine. Înseamnă că trebuie și mai bine prioritizate. Rugămintea mea era dacă există în orașele dumneavoastră condiționarea aceasta care există la Cluj a dezvoltării imobiliare de rezultatele studiilor de trafic. Da, dar asta este prin legislație națională. Când faci un bloc, trebuie să ai un aviz de la Poliția Rutieră. Și Poliția Rutieră este cea care își cere o studie de trafic, depinde cât de complex e proiectul. Legislația națională. Nu e... Și aveți zone blocate care nu se pot construi pentru că... Da, da. Da, nu se pot construi la un anumit nivel. Poți să faci o casă sau, nu știu, un bloc cu 4 apartamente, dar nu unul cu 20 de etaje. Aveți încărcătură de 100% la anumite zone pe studiile de trafic? Da, există. Da. Există. Și eu aș interveni foarte scurt aici. Abia după ce am modificat regulamentul de urbanism, atâta cât ne permite, asigur, legislația națională, am reușit ca la locuințele colective să-i obligăm ca în momentul ridicării autorizației sau în momentul recepției să aibă toate utilitățile, dacă vă puteți închipui acest lucru, erau blocuri care, și acum sunt blocuri care n-au utilitățile și s-au vândut apartamentele, accesul juridic rezolvat, drumul spre accesul spre bloc, rampă de colectare selectivă a deșeurilor și locuri de parcare. Un loc jumate pe fiecare apartament. În vechiul regulament, până nu l-am modificat în 2021, și aici a fost o luptă, nu prevedea aceste lucruri. Și ce să discutăm de studiul de trafic? Se dădeau autorizații, se construiau blocuri și se vindeau și n-aveau toate utilitățile. N-aveau accesul juridic rezolvat. Adică am preluat problemele, cel puțin la al doilea, cu lucruri mult mai grave din punct de vedere urbanistic. Mulțumesc! Mulțumim foarte frumos pentru participare și luni avem la ora 10:30.